persoanele care beneficiază de ajutor social și sunt apte de muncă desfășoară lunar activități în folosul comunității. Ieri, în cadrul ședinței Consiliului Local, a fost adoptat proiectul privind repartizarea orelor de muncă și planul de acțiuni și de lucrări de interes pentru anul 2015. Din totalul de 78 de familii înregistrate în luna februarie ca fiind beneficiare de ajutor social, 38 de persoane desfășoară muncă în folosul comunității. Sunt scutiți de această muncă cei care au în îngrijire copii sub 7 ani sau persoane la căror stare de sănătate nu permite acest acest lucru, orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură și cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. Valoarea ajutorului social depinde de numărul membrilor din familia respectivă, astfel că acesta poate începe de la pragul de 142 de lei pe persoană și poate ajunge la 527 de lei pentru o familie de 5 persoane.